Am ajuns în Marele V, din Crasa Arpășelului, aici, în peretele Portisei. Ciprian deja bate primul piton. Este 7 seara. Ne echipăm ca să facem vârful Portița. Ceața persistă, o voi. Și ne cam supără. Acesta este vulcelul pe care am urcat. Vulcelul mare lui V. Vedeți ce acum. Deci căzutarea fundul Caprei. Creasta Râiosul Mușeteica. Echipamentul. Bună dimineața, suntem în căldarea fundul Caprei. Este duminică, ora 8:30. 16 august. Se aud oițele. De acolo am coborât noi din spălacul Capra și ne îndreptăm către refugiul Fereastra Zmeilor. Mai precis, către Fereastra Zmeilor. Este ceață. Destul de plăcut să de urcat. Într-acolo este poteca. La baza urechii estice, pe sensul est-vest, au întins coarda aici. Nu este foarte greu, că stânca este friabilă. Aici este coarda noastră. Sunt două pitoane. Chiar 3 și 1 sus, acolo unde se asigură. Jos valea, căldarea fundul Caprei. Și sunt semnatul care urmează să recuperez materialul. Să încheie plutonul. Suntem la al doilea rapel de pe urechea vestică.
Dana Alexandru. Hai că august, duminică, ora 3:10, ne echipăm de rapel, am întins cărțile. Mai avem destul de puțin până la vârful portiței, de unde vom face un rapel de vreo 40 de metri. Vremea este relativ bună. Negura a fost cam tot timpul astăzi. Aceasta este partea superioară a urechii vestice, da. Pe care sunt vreo două cuie, însă chiar și unul cu inel și încă un pliton. Sperăm să plecăm la fel, Doamne ajută. Am sosit în vârful Portița, aici ne-am regrupat. Poeții din Brașov, București, Iani, Dani. Toți am pornit de pe vârf Topel. Marius, Alin, Andrei, Bogdan. Și Graham și... și Hiker. A fost o zi faină, cu ceață, mai bine să nu vezi hău. Căldarea fundul caprei. Undeva pe jos trebuie să fie poteca. De treastă, marcaj crunge bandă roșie. Și în jos un perete de 39 de metri. Aici în sus, spre vârful Capra și Muchia Puteanului.